În Moldova sunt înregistrate circa 230.000 de familii de albine, dintre care până la 40% mor în fiecare an. Principala cauză rămâne a fi prelucrarea câmpurilor cu diferite substanțe toxice. Potrivit specialiștilor, o bună parte din familiile de albine mor din cauza chimicalelor utilizate de agricultori. Colonii întregi dispar din cauza folosirii în exces și fără calcule a multor chimicale și preparate chimice pentru tratarea diferitor câmpurilor și livezi, a menționat Ion Maxim, președintele Asociației Naționale a Apicultorilor din Moldova. Totuși, specialiștii spun că deocamdată prețurile la miere nu vor crește considerabil. La moment, noi avem un preț de achiziție de la 28 la 30 de lei la miere de polifloră. La miere de tei în jur de 45 de lei și mierea de floarea soarelui este un preț de 65-75 de lei, a precizat Ion Maxim. Însă, potrivit apicultorilor, în ultimii ani cheltuielile pentru producerea mierii depășesc veniturile. Unii specialiști văd soluția în mărirea capacității de cumpărare pe piață internă. În Asociația Națională a Apicultorilor din Republica Moldova sunt înregistrați aproximativ 7400 de apicultori.